Bine, ați revenit la probleme. Prima problemă de optică geometrică din seria dedicată rezolvărilor de probleme este o problemă de lentile, mai exact de asociere de lentile. Să vedem textul. Avem deci două lentile plan-concave, așa cum este cea pe care o vedeți în desen. Iar în dreapta sus puteți revedea datele problemei. Lentilele noastre sunt confecționate din sticlă și pentru că au mijlocul mai subțire decât marginea, așa este o lentilă plan-concavă, ele sunt divergente. Și acum puteți vedea în acest desen montajul pe care ne-l propune problema. Avem cele două lentile confecționate din sticlă, lipite una de cealaltă cu părțile concave față în față, iar spațiul rămas între ele este umplut cu apă. Ei bine, în acest caz nu mai avem două lentile, avem trei. Avem două lentile din sticlă, divergente, și avem o lentilă din apă, convergentă. Lentila din apă este biconvexă, deci este mai groasă la mijloc decât pe margini, înseamnă că ea este o lentilă convergentă. Și pentru că problema spune că cele trei lentile sunt subțiri, avem un sistem de trei lentile subțiri lipite una de cealaltă. Și convergența unui astfel de sistem, convergența lui totală, este suma convergențelor lentilelor lipite. Adică este C1 plus C2 plus C3, în general, plus așa mai departe, dacă sunt mai multe. În cazul nostru, două lentile sunt identice, cele confecționate din sticlă și mai avem lentila confecționată, ca să zic așa, din apă. Și ca să putem calcula convergența totală a sistemului, trebuie să calculăm convergențele celor două lentile pe care le avem, adică lentila din sticlă și lentila din apă, celor două tipuri de lentile. Convergența, în general, se calculează cu relația N-1 lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2. Aici trebuie atenție, pentru că după ce rezolvăm multe probleme, ajungem la concluzia greșită, uităm ceva din teorie, că acest N este indicele de refracție al lentilei, al materialului din care este confecționată lentila. De fapt, acest N, și am arătat acest lucru în cursul despre lentile, și cine dorește să revadă teoria, găsește linkul în descriere, am arătat acolo că, de fapt, acest N este raportul dintre indicele de refracție al lentilei și indicele de refracție al mediului în care se găsește lentila. Dar atunci când lentila este în aer, adică de obicei, acest indice de refracție al mediului, al aerului, este practic 1. Este 1,000 și abia apoi vine ceva. Și asta înseamnă că N din formula convergenței poate fi considerat indicele de refracție al lentilei, al materialului din care este confecționată lentila. Dar nu întotdeauna. Și veți vedea la ultima parte a problemei că trebuie să ne amintim acest lucru. Și atunci convergența lentilei din sticlă, a lentilelor din sticlă, pentru că avem două, va fi N sticlă minus 1 pe lângă 1 pe R1. R1 este raza de curbură a feței prin care intră lumina în lentilă. Și dacă vă uitați din nou la desenul lentilelor din sticlă, observați că această rază este negativă, pentru că distanțele se măsoară de la lentilă și centrul
suprafeței din stânga prin care intră lumina este la stânga lentilei. Deci să nu uităm acest lucru. Este deci 1 supra R, așa este notată în problemă raza de curbură a lentilelor. Și pentru că lentila este plan concavă, fața ei din dreapta fiind deci plană, raza de curbură acolo este infinită. N-avem curbură. Este o suprafață plană și nu o suprafață în formă de calotă sferică. Și atunci termenul acesta nu mai există. Este zero. Și rămâne doar atât. Și putem să calculăm. Va fi 1,5 minus 1. 1,5 este indicele de refracție al sticlei. Înmulțit cu, am spus că această rază este negativă, deci trebuie să scriu 1 supra, atenție, convergența se măsoară în dioptrie, adică metru la minus 1. Și pentru că această rază este dată în problemă ca fiind 10 cm, eu trebuie să iau minus 0,1. Pentru că, repet, trebuie să lucrez în metri. Și rezultatul va fi în metru la minus 1. Ei, se observă că am aici 0,5 supra minus 0,1 minus 5 dioptrii. Deci convergența lentilelor din sticlă este minus 5 metru la minus 1. Dar convergența lentilei din apă. Convergența acestei lentile este în apă minus 1 și aici am ambele raze diferite de infinit pentru că am o lentilă biconvexă. Cele două raze sunt egale. Și atunci vine pe lângă 1 pe R pentru fața prin care intră lumina. Raza e pozitivă. Și aici am minus, dar pentru fața prin care iese lumina, din lentila confecționată din apă, raza e negativă. Și atunci, minus cu minus, aici voi avea plus. Plus 1 supra R. Adică voi avea 4 pe 3 minus 1, 1 pe 3, înmulțit cu 2 supra R, adică 2 supra 0,1. Vedeți că rezultatul va fi pozitiv. Așa și trebuie. Această lentilă este convergentă. Adică va fi 2 supra 0,3 sau 20 supra 3 metru la minus 1 pentru lentila din apă. Cea care s-a format prin umplerea spațiului dintre cele două lentile de sticlă cu apă. Și acum, dacă cunoaștem și convergența lentilelor din sticlă și convergența lentilei confecționată din apă, care este 20 supra 3 metru la minus 1, putem să calculăm convergența totală a sistemului. Și anume, avem de două ori convergența lentilei din sticlă, pentru că ea apare de două ori, plus convergența lentilei din apă. Adică 2 ori minus 5 minus 10 plus 20 supra 3. Adică minus 30 plus 20 supra 3 minus 10 supra 3 metru la minus 1. Și avem convergența sistemului, adică convergența unei lentile echivalente cu sistemul celor trei lentile. Așa că putem să trecem la găsirea răspunsurilor la întrebările problemei. Cunoaștem acum convergența sistemului de lentile.
Și de acum încolo ne putem gândi că avem o singură lentilă echivalentă cu sistemul nostru, adică o lentilă care are această convergență. Și atunci putem răspunde la întrebările problemei. Întâi, unde se formează imaginea? Ca să calculăm acest lucru, avem nevoie de prima relație a lentilelor, care spune că 1 pe x2 minus 1 pe x1 este egal cu 1 supra f, unde f mic este distanța focală, x2 este distanța de la lentilă la imagine și x1 este distanța de la lentilă la obiect. Și ca să lucrăm în centimetri, pentru că e mai comod în cazul problemei noastre, trebuie să găsim distanța focală a sistemului de lentile în centimetri. Și știm că distanța focală este inversul convergenței. Adică în cazul nostru va fi minus 3 supra 10 metri. Metri, pentru că am avut aici convergența măsurată în dioptrie, adică în metru la minus 1. Ceea ce înseamnă că distanța focală va fi în centimetri de 100 de ori mai mare, adică minus 300 supra 10, adică minus 30 de centimetri. Și acum putem să folosim această relație. 1 supra x2 este egal cu 1 supra x1 plus 1 supra f. Adică 1 supra x2 este egal cu x1 plus f supra x1 înmulțit cu f, ceea ce înseamnă că x2 este x1 înmulțit cu f supra x1 plus f, distanța focală. Adică va fi, problema spune că obiectul se găsește la stânga sistemului de lentile la 20 de centimetri, deci x1 este minus 20 de centimetri, înmulțit cu distanța focală pe care tocmai am calculat-o, minus 30 de centimetri supra minus 20 de centimetri, minus 30 de centimetri. Adică 600 supra 50, 600 supra minus 50 centimetri, pentru că am centimetru pătrat pe centimetru, 600, deci, supra minus 50 centimetri, ceea ce înseamnă că x2 are valoarea minus 12 centimetri. Și am găsit răspunsul la întrebarea A, și de fapt am găsit și răspunsul la întrebarea B. Imediat vă explic de ce. La întrebarea A putem răspunde acum așa. Imaginea se formează în stânga sistemului, semnul minus ne arată acest lucru, la 12 cm de ansamblul lentilelor. Și la punctul B putem răspunde că imaginea este virtuală. De ce? Pentru că dacă imaginea se găsește de aceeași parte a lentilei cu obiectul, imaginea este virtuală. Dar de fapt știam asta din momentul în care am calculat convergența sistemului nostru. Pentru că o lentilă divergentă, avem o convergență negativă, nu poate da o imagine reală. Ea singură nu poate da în combinație cu alte lentile sau oglinzi, poate, dar ea singură nu poate să dea decât o imagine virtuală. Deci răspunsul la întrebarea B este că imaginea este virtuală. Acum întrebarea de la punctul C. Ce dimensiune are imaginea? Pentru a calcula acest lucru ne trebuie mărirea liniară a sistemului nostru și în cazul lentilelor mărirea liniară este dată de raportul x2 supra x1. Adică, în cazul nostru, va fi minus 12 pe 20, adică 12 cm pe 20 cm. Dacă simplificăm cu 4, avem 3 supra 5. Deci mărirea liniară este 3 pe 5. Dar mărirea liniară este, prin definiție, raportul Y2 supra Y1, adică raportul mărimilor imaginii, respectiv a obiectului. Deci Y2 pe Y1 fiind beta,
înseamnă că Y2, deci rezultă de aici că Y2 este Y1 înmulțit cu beta. Adică, în cazul nostru, Y2 va fi dimensiunea obiectului, spune problema, este 10 cm și înmulțit cu beta, care are valoarea 3 pe 5. Aici putem simplifica, 3 ori 2 este 6 și avem Y2 egal cu 6 cm. Deci dimensiunea imaginii este 6 cm și pentru că e pozitivă, mai putem spune că imaginea este dreaptă, nu este răsturnată. De fapt, știm din teorie că imaginea virtuală dată de o lentilă e dreaptă, nu este răsturnată. Imaginile reale sunt răsturnate. Și acum, ce se întâmplă dacă scufundăm cele două lentile din sticlă în apă? Se întâmplă două lucruri. Întâi, nu vom mai avea trei lentile. Vom avea doar cele două lentile din sticlă. Pentru că mediul dintre cele două lentile este acum același cu mediul din exteriorul lor. Și dacă o lentilă se găsește într-un mediu care are același indice de refracție cu substanța din care e confecționată lentila, ea nu mai este lentilă, ea nu mai are convergență. Deci rămân doar două lentile, lentilele din sticlă. Asta e prima modificare. A doua este că în ceea ce privește lentilele din sticlă, degeaba am calculat convergența lor în aer, convergența lor în apă este alta. Pentru că, în general, formula convergenței este N-1 pe lângă 1 supra R1 minus 1 supra R2, dar am explicat că acest N este, de fapt, un indice de refracție relativ. Este raportul dintre indicele de refracție al lentilei și indicele de refracție al mediului în care se găsește lentila. Și asta ne arată că atunci când vorbim despre convergența unei lentile, nu doar dimensiunile ei și indicele de refracție al mediului din care este confecționată contează. Convergența depinde și de mediul în care se găsește lentila. De pildă, una și aceeași lentilă poate să fie convergentă într-un mediu și divergentă în alt mediu. Pentru că nu doar această paranteză poate să fie pozitivă sau negativă, și această paranteză poate să fie și negativă. Dacă N, acest raport, este subunitar, atunci valoarea acestei paranteze devine negativă. Așa că avem acum doar două lentile și ca să calculăm convergența echivalentă, trebuie să calculăm convergența lor. Convergența unei lentile din sticlă, acum, când se găsește în apă, este N sticlă supra N apă minus 1 înmulțit și am explicat de ce aici vom avea doar 1 supra R. Pentru că fața a doua fiind plană, această rază de curbură este infinită și termenul acesta dispare. Mai trebuie să ținem cont de faptul că raza este în continuare negativă și este aceeași. Nu se schimbă raza de curbură prin faptul că am scufundat lentila în apă. Și atunci avem convergența pentru lentila din sticlă. N sticlă este dat în problemă 1,5. Putem să scriem 3 pe 2. Și atunci vine împărțit la N apă, care e 4 pe 3, adică înmulțit cu 3 pe 4, minus 1, și înmulțit cu 1 supra minus 0,1, așa cum am făcut și în prima parte a problemei, ca să obținem rezultatul în metri la minus 1, în dioptrii. Convergența lentilelor din sticlă, acum când sunt în apă, va fi atunci, am aici 9 pe 8 minus 1, 1 supra 8, înmulțit cu, aici am minus 10.
raportul acesta, este minus 10 metri la minus 1. Adică convergența lentilelor din sticlă este acum minus 10 supra 8, dacă simplific cu 2, minus 5 supra 4 metru la minus 1. Iar convergența sistemului, a ansamblului celor două lentile, n-ați uitat că acum sunt doar două, nu mai sunt trei lentile, va fi de două ori această convergență, adică minus 10 supra 4 metru la minus 1, adică dacă simplific, va fi minus 5 supra 2 metru la minus 1 sau dioptrii. Și pentru că acum am convergența echivalentă, convergența sistemului, pot să repet calculele pe care le-am făcut ca să găsesc unde se găsește imaginea și ce dimensiune are imaginea. Vă las pe voi să faceți aceste calcule pentru că aveți modelul în prima parte a problemei. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!